jandarmeria nu mai este de mult o lume a bărbaților. Deși aparent firave, femeile au îmbrăcat haina militară, s-au școlit și au demonstrat că pot să facă față situațiilor de risc. Sunt sergent major Ipate Andreea. Sergent major Andreea Ipate nu a împlinit încă vârsta de 30 de ani. În spatele zâmbetului larg și feminin pe care îl afișează se ascunde un om hotărât, ambițios și muncitor. A fost angajată în detașamentul de intervenție a Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava în anul 2013. Colega ei de breaslă, Irina Moroșanu, pe de altă parte, și-a început pregătirea militară la vârsta de 14 ani. În fiecare zi noi ne întâlnim în activitățile noastre cu ceva nou. Tocmai aceasta este un motiv, eu zic, plăcut pentru cineva care nu-și dorește o monotonie și activități care să te plafoneze. Dat fiind faptul că sunt o fire foarte activă, pe stradă nu aș putea să zic că întotdeauna este roz. Da? Ne întâlnim cu situații și situații. Unele dintre ele, sau poate cele mai multe, extreme. Într-adevăr, dar noi ne pregătim zi de zi, atât fizic cât și profesional, cât și din punct de vedere teoretic, a actelor normative, a tuturor ordinelor care ne vin, a reglementărilor care ne ajung. Iar în ceea ce privește pregătirea noastră fizică, ține în primul și în primul rând de a simți omul, de a-l face să înțeleagă că noi suntem pentru a-i fi un sprijin și nu pentru a fi împotriva sa. Ați făcut la școală cursuri de autoapărare sau? Bineînțeles, este și un modul la școală numit intervenție profesională. Din fericire, nu pot să zic că au fost situații în care chiar a fost necesară forța fizică, pentru că noi, ca și prezență feminină, și aș putea să cred că este un avantaj, în majoritatea cazurilor ne intervenim, temperăm situația, ceilalți au o reacție pozitivă în legătură cu noi, poate și un alt fel de respect decât dacă e un coleg care e cu mine în patrulă și interacționează cu domnul respectiv sau cu situația respectivă. Deci la locul de muncă, în cazul tău, este un avantaj să fii femeie? Este un avantaj, dar consider că, deși sunt femeie, nu mi se pare foarte greu, iar atribuțiile și responsabilitățile sunt aceleași, și pentru femei și pentru bărbați. Și faptul că am ales cariera nu este din motivul că vreau să demonstrez că sunt egală cu bărbații, nu. Aș greși dacă aș considera lucrul ăsta, pentru că, în primul rând, și fizic noi putem compara cu ei. Dar pentru că vrem să dovedim că și noi femeile suntem puternice, suntem responsabile, ambițioase și că putem face față oricăror situații. Mai multe informații interesante despre viața femeilor care fac parte din detașamentul de intervenție a Inspectoratului Județean de Jandarmi aflați duminică la ora 11:30 de la emisiunea Între oameni.